care era de zis prin război din Ucraina. Ca și cum au tăiat. Reli pe reli, fiecare are reli. Cum credeți? Cine e vinovat în asta? Sau sunteți o părere meu? E clar că văd că Putin e vinovatul. Altceva și nu poți. Avem o petiție printre care susținem poporul ucrainean. Pentru că cel mai mult au disuferit oamenii simpli din cauza războiului. Și prin această petiție noi o trimitem la Rada Supremă din Ucraina pentru un fel de susținere a poporului. Vă scriu din Republica Moldova să susțin lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate contra ocupației și dictaturii rusească. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Pentru că noi suntem la periferie cu Ucraina și orice moment, dacă Ucraina nu va putea să se ia, da. Următorii suntem noi, dar nimeni doar dorește ceva să se întâmple. Doresc o colaborare strânsă între armatele noastre, Republica Moldova și Ucraina, pentru că ei deja sunt niște militari mai informați care au trecut prin conflictul acesta. Și recunosc că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat și Crimea, Donețcu, Luganscu și Zaporojie. Puteți să ne ajutați cu o semnătură pentru a trimite această scrisoare? Da. Ce credeți despre armata noastră? E cam slăbuță. Credeți că ar trebui de investit puțin în... Nu mai decât. La fel avem și o scrisoare despre... această temă, armata competentă în Republica Moldova, care o trimitem deputaților din Parlament. Așa cum avem nevoie de poliție, pompieri competenți și avem nevoie și de o armată puternic dezvoltată. Priorității pentru armata competitivă sunt armata profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, și o populație antrenată și înarmată la nivel elvețian. Știți că țara Elveția este o țară destul de mică, independentă, dar cu o armată foarte puternică. Armata doar de noi, doar pentru a ataca pe cineva. Este și ca un fel de scut, apărare pentru... De apărare, da. Dacă puteți ne ajuta și cu o semnătură pentru aceasta, ce credeți despre aceste 6 canale de televiziune care s-au închis? Ați auzit despre aceasta? Da. Ce credeți dumneavoastră? E rău sau e bine? A fost preîntâmpinată cât de cât presa, a fost preîntâmpinată de mai multe ori ca să nu propagandeze. Ăsta tot trebuie să, mai de mult, să fac funcțiile ca lumea, să închidă propaganda. Da. Chiar dacă sunt multe emisiuni interesante, dar sunt multe știri care propagandează multe informații false. Și oamenii cred în aceasta. Și la fel tot o petiție despre aceasta, despre rusificarea presii din Republica Moldova, care tot o trimitem ministrilor și deputaților care au putut să închidă aceste canale. Mulțumesc pentru lucrul dumneavoastră eroic de a încheia presa controlată de Federația Rusă în Republica Moldova. Efectele orifice a presii ruse, cum ar fi presa rusă, justifică războiul și agresiunea către Ucraina. Da, ei spun că asta ei singuri s-au atacat sau ceva de genul. Da. Presa rusă denigrează refugiați veniți din Ucraina în urma acestor război. Presa rusă creează un cult al personalității Putin, da? Îl apără și nimic rău nu spun. Pe ca lumea asta la noi plouat, oricum se mai zici, prin sat, prostimea asta de jos. Apoi așa spun, că ucrainezi bat între dânsul, că n-ai și treaba are Putin. Putin e maladet. Da, pentru că au urmărit niște știri false de la canale, tot se uită la televizor. Eu te aduc cineva între iurea și îi cred și așa. Greiesc. Și neavând alte surse de informații veridice, rezultă în mulți oameni dezinformați, cum am spus mai anterior. Oamenii dezinformați dăunează democrației în țară, da? Sunteți de acord cu această petiție? Cum? Eu deodată, adică, tonchițele am fost de acord. Despre aderarea la NATO, dacă sunteți de acord și dacă știți. De acord.
Sunteți de acord? De acord, puteți scrie și eu văd. Sunt niște beneficii care Republica Moldova ar... Eu te știu și te înțeleg. Des mi-ai scălesc, gata.